Salutare, salutare! Eu sunt Florin, suntem la primul antrenament, cel pentru începători, și ai nevoie de un echipament care să nu te limiteze în mișcări, saltea pe care să-ți lucrezi exercițiile și partenerul de antrenament Mi Smart Band 6, care să îți monitorizeze toate exercițiile pe care le vom lucra împreună. Urmează toți pașii pe care o să ți-i prezentăm în antrenamentele noastre și vei fi cu un pas înaintea celorlalți, cu un pas înaintea kilogramelor în plus și cu un pas înainte spre un stil de viață sănătos. Ai și o încălzire pe care trebuie să o faci înainte și o găsești în descriere. Hai să începem! Vom începe cu un touchdown lunge. Așez palma jos sau degetele în funcție de flexibilitatea pe care o ai. Celălalt braț, palma în shoulder. Mă îndrept, la fel cu celălalt picior înspre înapoi. Mă interesează genunchiul întins, trunchiul foarte puțin înclinat înspre înainte. Revin și din nou jos și sus, jos și sus. Practic tu o să pui brațul jos cât să-ți regăsești echilibru, da? În mișcare. Mai ales dacă ești la început și nu ai făcut efort în ultimul timp, echilibrul tău nu o să fie foarte bun. Tocmai de aceea îți sugerez să pui brațul jos de fiecare dată, da? Chiar să stai acolo o secundă jos, o secundă și te-ai ridicat, o secundă și te-ai ridicat, da? Și continui. E un exercițiu foarte, foarte bun pentru coapsele tale, da? Hai, expir și revin. Continui mai departe cu un squat cu knee raise. Adică, mâinile la tâmplă, vârfurile ușor în diagonală. Dacă ai nevoie de un ritm mai alert din brățară, poți să-ți controlezi muzica de pe telefon și în felul ăsta poți să-ți setezi playlist-ul pe care să lucrezi. Jos, semi-squat, sus genunchi. Atât ai de făcut. Nu trebuie să ai amplitudine asta. Poate fi mișcarea și mai limitată. Jos și expir. Hop! Hop! Și sus, da? Flexezi până ajungi cu bazinul la nivelul genunchilor. Te ridici și răsucești. Angrenezi și oblicii tăi abdominali în mișcarea asta, da? Aici pe răsucire de trunchi. Revin. Revin. Nu uita să-ți reglezi tot timpul respirația. Te ajută la anduranță, da? Să rezici mai mult la repetări. Hai, hop! Și sus, hop! Și respir. Am lucrat trenul inferior, hai să mergem spre trenul superior. Așezăm palmele pe saltea, sub nivelul umărului, da? Exact. Picioarele ușor depărtate, la nivelul bazinului. Cobori și pui pieptul jos. Și te ridici. Da? Am un rolling push-up. Adică, rulezi atingând cu această coapsă, bazin, piept, piept, bazin, coapsă. Da? Hop! Și sus. Exact. Mișcarea trebuie să fie continuă. Nu să acadezi de data asta, pentru că sacadând nu o să mai ai aceeași cursivitate și nu o să mai reușești să te coordonezi, da? Trebuie să lași totul să se întâmple exact cum o faci la plajă, la mare, când te așezi pe prosop. Ușor rulezi pieptul jos, la fel te ridici. E atât de simplu pentru că e un exercițiu funcțional. Hop și sus, acolo, hop și revin și mă opresc pentru că o să merg la ultimul exercițiu de astăzi, cel în care o să mă focusez pe oblicii abdominali, în care am nevoie să depărtez picioarele, brațele așezate în diagonală, spatele arcuit și ating glezna piciorului pe lateral cu brațul. Da? Am oblic exact în care lucrez. Oblic, abs, oblic, abs. Asta e. Expiră pe fiecare mișcare de arcuire, da? Asta e. Nu lăsa trunchiul să se destindă, din contră. Încearcă tu să fii cât mai arcuit, da? Și expir de fiecare dată când mă arcuiesc. Bun. Nice. Bun. Acum să vedem ce progres am făcut. Destul de bine, nu? Ne vedem data viitoare.